Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată-ne la o nouă emisiune în care ne propunem să dezbatem cu specialiștii un subiect care a inflamat de câteva săptămâni bune opinia publică romașcană. Este vorba de acel caz de la Horia în care s-au dat publicității o serie de înregistrări legate de un comportament cu totul și cu totul inadecvat a unei învățătoare care se spune că terorizează copiii de la această școală. Pentru a descălci cât de cât ițele unui astfel de subiect, am invitat-o pe colega mea, Monica Pellegrini, psiholog școlar. Bine ai venit, Monica, în această emisiune în care suntem chemați să vedem dacă lumea aceasta în care mai trăim și mai ales mediul școlar nu a luat-o razna și încotro se îndreaptă sistemul de învățământ românesc în condițiile în care un învățător chemat să modeleze suflete îi vine să strângă copilul de gât. Bună ziua și bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe cei care ne privesc acum. Da, ăsta este lucrul cel mai trist, pentru că școala are rolul de a modela copiii, îi ducem acolo să fie educați și tocmai cel care ar trebui să educe copilul este cel care se află în postura de a-l abuza. Și aici vorbim despre un abuz emoțional pe care învățătoarea îl săvârșește asupra copiilor. Sistemul nostru de învățământ oricum este unul depășit și nu este în acord cu nevoile pe care copilul le are să se dezvolte armonios și la întregul său potențial cu care copilul se naște. Este un sistem care se bazează foarte mult pe autoritate din partea învățătorului, profesorului în raport cu elevii, autoritate care nu este deloc una sănătoasă și care înfrânează creativitatea copilului, înfrânează, cum spuneam, nevoia lui de dezvoltare într-un cadru securizant. Se pune problema corectitudinii demersului făcut și de o parte și de alta, conflictul acestor părinți din care tatăl se pare că este de origine franceză, deci învățat cu totul și cu totul alt sistem de învățământ, nemulțumit de modul în care învățătoarea se comporta cu acel copil, care însă se pare, după declarațiile și după investigațiile făcute, că era totuși ceea ce s-ar putea numi un copil problemă. Copii problemă există mulți. Cu un an înainte ar fi tăiat hăinuțele colegilor și așa mai departe. Deci, tocmai, doamna Ordean, faptul că este considerat un copil atipic, un așa zis copil problemă, asta necesită o atenție mult mai mare din partea învățătorului, care atunci când se simte depășit de o astfel de situație, nu știe cum să o gestioneze, poate să apeleze la psihologii școlari pe care îi găsește în oraș, dacă la Horia nu este un astfel de psiholog, și trebuie să găsești modalitățile prin care tu să-ți apropii acel copil, prin care să poți să îl înțelegi, să cooperezi cu familia, cu toți factorii decisionali în acest caz și să vezi cum poți să-l ajuți pe copilul respectiv, cum poți să-i ușurezi, să-i facilitezi integrarea. Se pare însă, așa cum reiese din apărarea învățătoarei, cel puțin în forma în care ea a venit în acea comisie de etică și disciplină și cu un avocat, că părintele respectiv ar fi încălcat prevederile legale care spun clar că procesul instructiv educativ dintr-o sală de clasă nu poate fi tulburat în timpul desfășurării acestuia de niciun factor extern perturbator, nici chiar de director școlii. Deci tu ești director de școală, nu ai voie să intri la mine la oră fără permisiunea mea și cu atât mai mult să înregistrezi. Demersul acesta al părintelui de a monta tehnică de înregistrare pe un copil este puternic contestat.
Cum apreciem aici? Este un fel de caz Băsică 2, știți? Că tot așa Băsică celebrul. Eu să știți că apreciez părinții care au început să ia atitudine în sensul acesta. Părinți care nu mai acceptă ca un dat ceea ce se întâmplă în școală sau în mediile în care copiii își desfășoară activitatea. Mi se pare absolut firesc ca eu în calitate de părinte să am acest drept, nu? De a mă interesa despre modul în care copilul meu este tratat la școală, pentru că copilul petrece foarte mult timp în acel mediu și eu ca și părinte observ schimbările care survin în comportamentul lui sau în latura aceasta emoțională. Sunt copii care atunci când sunt abuzați emoțional refuză să mai meargă la școală, au stări de vomă, acuză dureri de burtă, deci ajung să somatizeze toată această situație care îi stresează și care le produc aceste schimbări în plan emoțional. Haideți să vedem cele două laturi ale acestei anchete. În primul rând, sunt câteva săptămâni bune de când acolo climatul de la școala Carmen Silva din Horia s-a împărțit absolut într-un două, într-un front de război în care învățătoarea se apără, în care o comisie internă formată din colegi analizează activitatea așa cum cere legislația, comisie care iată că sâmbătă după lungi deliberări propune Consiliului de Administrație al școlii care hotărăște doar sancționarea cu 15%, deci sancționare pe calea administrativă. Eu v-aș întreba, cu ce au rezolvat ei problema de la nivelul clasei și problema referitoare la modul în care această doamnă cadru didactic se raportează și comunică cu copiii din respectiva clasă. Deci cum au rezolvat-o? I-au crescut și mai mult frustrarea ei personală și tensiunea intrapsihică pe care o resimte. Eu mă gândesc în calitate de psiholog că și cadrul respectiv are nevoie de ajutor. Pentru că de cele mai multe ori comportamentul agresiv pe care îl manifestă învățătorul, profesorul, țipetele, sunt de fapt o tensiune pe care el o are în interiorul său, o refulează și nu știe cum să o gestioneze. Și o revarsă asupra copiilor. Exact, este o tensiune pe care se află în lăuntrul lui și el, la rândul lui, are nevoie de ajutor, de sprijin specializat în acest sens. Sprijinul ar trebui să vină, așa cum știm, de la ceea ce spune legea. Deci legea, statutul personalului didactic, prevede clar că anual toate cadrele didactice trebuie, printre setul acela de analize, de sânge, de pulmonară și așa mai departe, trebuie să facă și o testare psihologică. Din păcate, știi foarte bine și știi din interior că aceste testări sunt absolut formale. Sunt superficiale. Da, ele vizează Și nimeni nu-și asumă răspunderea să spună unui cadru didactic din acest moment. Dacă ne-am uitat pe statistici, o să vedem cam câți ieșuiază la testarea aceasta psihologică, o să vedem că, nu știu, sunt foarte puțini. Voi psihologii școlari, cei care dați girul... Nu noi facem testarea. Dar cine face? O fac psihologii avizați pe psihologia muncii și... Și câți avem în român? Avem. Sunt suficienți. Iată, este al doilea caz cu care ne întâlnim de cadru didactic cu un comportament al doilea făcut public. Ne gândim de la acea învățătoare care a stat ani de zile la catedră și și-a tranșat soțul bucățele. Păi și aia a trecut printr-o comisie. Eu vă întreb, în cazul acesta, s-a cerut o reevaluare psihologică și în profunzime? Aveam aici, ca niciodată, Instituția Avocatului Poporului, care are un birou teritorial la Bacău, s-a autosezizat din presă despre ceea ce s-a întâmplat acolo și a trimis o comisie de anchetă. Din păcate, nu este vizibil documentul acesta printat, dar în mare și eu și tu știm despre ce este vorba. Acest avocat al poporului a găsit vinovat cadrul didactic de acest abuz emoțional. Și cum intervenim? E suficientă această sancțiune?
De intervenit, se pare că este chemat să intervină inspectoratul școlar, care azi în Consiliul de Administrație al instituției pune în discuție ceea ce s-a întâmplat la școala Carmen Silva de la Horia, pune în discuție managementul școlar și, ca de obicei, intervine cu o brigadă care să streseze și mai mult colectivul didactic și pe copii și pe... Aici e întrebarea dacă este un mod just de abordare. Oricum, o autoritate superioară trebuia să intervină și în această discuție. Este bine, este rău? Ce crezi tu din punct de vedere? V-am spus, din punctul meu de vedere, mi se pare absolut necesar ca acest cadru didactic să fie reevaluat, să fie supus unei testări mult mai în profunzime din punct de vedere psihologic și bănuiesc că la rândul său are nevoie de sprijin psihologic pentru a-și rezolva unele probleme interioare și de a trece, de ce nu, și peste acest scandal la care a fost expus. Se pare că singura modalitate de a apăra, de a separa, a fost aceea de a-și lua un avocat, avocat care la rândul lui, mi se pare că a făcut un abuz, a trimis o somație părinților prin care îi avertizează că nu mai au voie să publice, că aceia aveau vreo 70 de ore de înregistrare a ceea ce se întâmplă în școală acolo. Și a fost singura modalitate de asta. Prin care au reacționat. Da. Ce se întâmplă? Cât de legal este și avocatul să-și apere clientul, dar în felul acela amenințând părintele care a făcut dezvăluit despre ceea ce se întâmplă în interiorul sistemului? Păi așa, atunci unde mai este acea colaborare, familie, școală, pe care punem atât de mult preț, nu? În care noi ca și școală suntem total transparenție și părintele are acces oricând la informații referitoare la copilul său, la tot ceea ce se întâmplă, nu, în cadrul respectiv. Nu? Tu ca învățător, ca și director al școlii, ai o relație deschisă cu părintele și este una de colaborare, de sprijin reciproc. Cum să interzici părintelui să aibă, nu știu, acces? Nu? La ceea ce se întâmplă acolo, mai ales când el vede semnele pe chipul copilului său. Și asta, abuzul emoțional, doamna Flora, este unul care nu se poate demonstra, nu este foarte vizibil la vârsta aceasta, dar el se simte în interiorul copilului și lasă urme adânci care, din nefericire, se văd mai târziu la vârsta adultă. Tu, ca profesor, în momentul în care te prezinți în fața copilului, ești un model pentru ei. Degeaba le transmiți și le spui ce e bine să facă dacă tu, la rândul tău, ai un comportament neadecvat vis-a-vis de aceștia. Îi scrijilești, practic, sufletește, zi de zi, câte puțin, și atunci când va ajunge la rândul său adult, nu va ști cum să aibă încredere în el, cum să ofere afecțiune și iubire la rândul său, cum să se comporte firesc și normal în societate cu cei din jurul său. Indiscutabil, și inspectorul școlar general recunoaște că acest scandal de la Horia, care a depășit granițele școlii, ale orașului, ale județului, ce a devenit un scandal mediatic la nivel național, are repercusiuni grave asupra imaginii învățământului. Cred că ar trebui să fim, da, mult mai atenți. Auzim în stânga și în dreapta că copiii nu mai sunt la fel, că s-au schimbat. E adevărat. Ei sunt în continuă schimbare. Societatea e în continuă schimbare și e firesc să se întâmple asta. Și cadrul didactic, deci metodele, cele tradiționale, care la un moment dat funcționau, ele nu mai sunt valabile acum, nu mai sunt eficiente. Și atunci noi, ca și cadre didactice, ca și adulți, trebuie să învățăm să ne adaptăm, pentru că e bine să reținem acest lucru. Inteligența emoțională este cea care se dezvoltă
pe inteligența cognitivă și trebuie să creăm copilului un cadru în care el să se simtă securizat, să se simtă iubit, să se simtă acceptat așa cum este. Evidențiem faptul că fiecare copil este unic și atunci trebuie să vedem ce are el frumos și să exploatăm această parte pozitivă a sa, să creăm un cadru în care el să se simtă bine și să dorească să evolueze, în care să simtă nevoia aceasta de a învăța. De ce la unele discipline copiii se duc cu drag și învață și se pregătesc și au o motivație interioară în sensul acesta și la unele discipline le resping așa, au o repulsie totală. Da. Monica, îți propun un pic să întrerupem un pic dezbaterea noastră pentru că când ni s-a alăturat o colegă dragă nouă, este vorba de un cadru didactic cu o experiență deosebită pe care o prețuim amândouă, Niculina Căruntu. Întrebăm un pic și o invităm să intre în această dezbatere. Spuneam, stimațele spectatori, că s-a adăugat cadrului nostru de dezbatere o prietenă dragă nouă, Niculina Căruntu, educator cu mare experiență, cea care a spus că este necesară ca în fiecare unitate școlară să funcționeze și o școală, o școală pe lângă școală, o școală a părinților. Bine ai venit, Niculina, în dezbaterea noastră, te-ai alăturat echipei, noi discutam despre cazul acesta care a depășit orice limite, cel al colegiei noastre de la Portland. Doamna Ordean, dar lucrurile astea se întâmplă și din păcate au devenit cumva firești, doar că nu foarte mulți părinți au atitudine în și au curajul să să facă lucrul, acel gest pe care l-a făcut, dar iată că este contestat și gestul respectiv de a pune înregistrare, tehnică de înregistrare pe acel copil. Bună ziua și bine v-am găsit, dragile mele prietene și stimații telespectatori, și pot să mă adresez și micuților prieteni, copiilor, pentru că nu știu dacă eram eu potrivit, omul potrivit să vină în această emisiune împreună cu dumneavoastră, pentru că știți că sunt o apărătoare a drepturilor copilului și cred că mi-aș ridica mulți colegi, colege în cap pentru afirmațiile pe care le-aș face în emisiune, dar încercăm să vedem cum ieșim de aici. Da. Situația de la Horia este atipică, este ceea ce spune Monica, o întâmplare că un părinte a avut curajul să dezvăluie ce se întâmplă dincolo de sălile, dincolo de ușa sălii de clasă. Doamna ziaristă, vă pot spune că poate că nu este o întâmplare. Nu pot să fac afirmații că în orice școală s-ar întâmpla asemenea lucruri, dar ar fi foarte frumos, noi am mai discutat și în alte emisiuni despre acest lucru, să ne comportăm cu copiii noștri din clasă ca și cum am avea niște camere de luat vederi permanent asupra noastră. Și nu numai pentru că am avea camerele de luat vederi, ci pentru că această vârstă, în speță vârsta copiilor preșcolari și școlari mici, a școlarilor mici, are o influență covârșitoare în formarea personalității viitorului om. Dacă un copil trăiește într-un mediu conflictual, fie acasă, fie la școală, la grădință sau la școală, acest copil va iubi, să spunem în ghilimele, agresivitatea. Va fi la rândul lui agresiv, atât în familie, cât și în societate. Deci, implicațiile sunt foarte mari. Poate uneori nu ne dăm seama de ceea ce se întâmplă, dar implicațiile sunt pe termen lung. Și eu nu judec, pentru că nu am niciun drept să judec un comportament al unui cadru didactic, doar fac afirmația că dacă tu în clasă spui copilor că nu ai vrea să faci asta, să vii la clasă, sau dacă ar fi după tine, ei strânge de gât, așa, atunci cred că locul tău este în altă parte. Poate într-o grădină cu flori, unde să plantezi flori, unde să plantezi pomi fructiferi, sau orice altceva decât acolo. Este o muncă cumplit de grea, în școală, în grădiniță, la liceu, la facultate. Este o muncă foarte grea pentru că trebuie să lucrăm cu omul, cu copilul. Este ca un
ca un lut pe care îl primim, eu știu, spunem un lut în ghilimele. Este ceva pe care primim noi să modelăm. Nu sunt cuvinte mari. Este foarte greu, am spus tuturor. Este cumplit de greu. Dar este atât de frumos. Dacă nu-ți place și nu crezi că ești pregătit pentru acest lucru, sunt și alte domenii de activitate pe care... Și mai este încă un lucru. Dacă ați observat și sigur știți că nu spun o noutate, copilul sau clasa întreagă, întregul clasei de copil, simt imediat slăbiciunea omului de la catedră și sigur. O exploatează. Și cu pentru cât că este foarte greu să ții în frâu un colectiv sigur. De copii de al cărui suflet nu reușești să te apropii. Da. Trebuie să vedem cumva, Nicolina, mă scuzi, și povestea care este în spatele comportamentului acelui copil. Tocmai asta încerc. Da? Pentru că sunt copii care trec prin situații foarte grele acasă, prin situații de divorț, prin situații de... Se pare că nu era cazul... De violență în familie, deci trec prin tot felul de situații care pentru ei sunt foarte, foarte grele, foarte greu de gestionat. Și atunci tu ca profesor trebuie să vezi și dincolo de asta, trebuie să te apropii de copil, să înțelegi ce se întâmplă în interiorul lui. Ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă faptul că acel copil la un moment dat a tăiat cu foarfeca hăinuțele colegilor lui, conflictele se pare că erau ceva mai vechi, mai vechi de la clasa pregătitoare, am înțeles. Sigur, poate că acel copil a venit, eu știu, adus în altă țară, nu știu care e istoria, nu mă pricep. Tatălui este de cetățenie. Da, dacă a venit în altă țară, deci deja acum sufletul lui este, se petrecea o revoltă. E o pentru că dintr-un mediu în care era cunoscut, securizat, nu știu ce, vii tu în alt mediu unde nu cunoști colegi, prieteni, nu, îți faci cu greu. Deci, aici sunt multe implicații. Știu că sunt mulți copii și la școală, este foarte greu, sunt evaluări la clasa a doua, la clasa a patra, deci munca este imensă a unui învățător. Și este o profesie sfințită și de generații. Și a educatorului. Vorbim o profesie sfințită de generații. În cazul acela, poate trebuia o reuniune cu școala, cu colegii, un învățător de sprijin, un consilier educativ, unde să mai vină la clasa respectivă. Găsica sau soluții. Să fie soluții. Uh-huh. Sau consilierul să vorbească cu copiii aceia, cu părinții, să-i chem împreună, știți? Lucrurile. Încercăm toate variantele să vedem unde putem ajunge. Bun, tot nu putem face educație cu forță. Asta e clar. Și educația cu forța și cu frica nu are niciun rezultat. Cert este că întâmplarea acolo a împărțit și părinții deodată în două tabere gata să se încaiere. O parte luau apărarea învățătorului, care spune, domnule, a ajuns la capătul răbdărilor, nu se poate să-și ia copilul, să-și îl ducă în altă parte. Deci copilul acela are dreptul la educație și toți copiii au dreptul la educație. Iar copiii, iar părinții aceia care spuneau sau care mai spun încă, doamna, dar mai dați cât e una, doamna, la fund, mai trageți-l de ureche. Acei părinți, nu știu dacă au atitudine corectă sau cu siguranță nu au atitudine corectă de părinte și un copilul meu personal să fie într-o clasă unde spune că poate să fie strâns de gât, că poate să fie omorât sau altceva, nu știu dacă are ceva de învățat. Învață doar din frică, până la urmă alfabetul, scăderea și înmulțirea și mai ții de învățat, dar pe viitor nu știu dacă va iubi școala acel copil sau cu siguranță nu va iubi școala. Și care este misiunea școlii? Cea mai importantă misiune este să îi formeze ca oameni adaptabili și integrabili, da? Dincolo de a le transmite niște informații și niște cunoștințe acestor copii. Avem rolul de a-i modela, de a-i forma și de a-i educa în cel mai pozitiv mod cu putință. Din păcate, sistemul nostru de învățământ este unul reproductiv, este unul și care se bazează foarte mult pe a învăța de frică, a învăța de rușine, a învăța datorită notelor care ți se pun în catalog, datorită sistemului de competiție care există și nu acelui de cooperare. Care experiența pe care o aveți voi la catedră, care este momentul acela în care copilul simte slăbiciunea omului de la catedră și o și speculează? Că copiii știu să devină și mici tirani. Copiii speculează. Atitudinea cadrului didactic, în comportamentul cu
preșcolarii, școlarii sau eu știu ce mai mari copii la treptii de învățământ, atunci când profesorul se enervează. Nu știu dacă realizează colegii noștri, dar în momentul când te-ai enervat, deja ai pierdut clasa din mână. Când tu îi, nu că domini, când puteți, sigur, o stare de nervozitate și atunci tu nu mai ești stăpân pe acțiunile tale, nu mai ești stăpân pe vocabularul tău, pe comportamentul, relațiile cu copiii și atunci tu crezi că ești deasupra lor, dar de fapt ai căzut pe o treaptă inferioară, comportamentul în relațiile cu copiii. De, nu știu dacă simți în momentul acela. De scăpat pe tine. Așa. Deci n-ai putut să-ți gestionezi propriile emoții negative. Sigur. Țipetele pe care profesorii le adresează copiilor sunt de fapt un strigăt de ajutor de către neputința lor. Nu știu cum să gestioneze, nu au modalitatea. Și au impresia că dacă ridică tonul, atunci clasa se liniștește, dar nu. Dar tonul trebuie ridicat din cinci și ajungem încet, încet la țipetele pe care le vedem virale pe internet în clasele din și la violența clase, de care ne plângem cu toții, da, care există în școli între ele. E adevărat, este foarte greu în școală, trebuie să realizăm, pentru că sunt copii foarte mulți. Când sunt copii foarte mulți, este foarte greu de lucrat. De asta noi luptăm într-un fel, în ghilimele, tot în ghilimele pun cu luptele acestea, ca să avem copii mai puțini în clasă, în grupă, să ne putem și noi ocupa și de sufletul copiilor, nu numai de volumul acela de cunoștințe de care copilul are nevoie. Vreau să pun în discuție o altă problemă. Cum vi se pare că a gestionat conducerea școlii acest conflict? Inspectorul general cu care am discutat chiar ieri îmi spunea faptul că el nu crede că directorul școlii a avut chiar așa o vină, întrucât a preluat conducerea școlii doar de la 1 septembrie. Părinții afirmă că i-ar fi atras atenția directorului școlii de foarte mult timp despre acest lucru și că de fapt de asta au dat publicități, pentru că nu au fost mulțumiți cu răspunsul primit de la directoarea școlii. Nu știu, în privința asta cu opinia directorului sau influența directorului, nu pot să fiu în măsură să vă spun anumite lucruri, dar și directorul este la mijloc, undeva. Dacă un grup de părinți, care este majoritar, după cum am mai citit prin ziar, spune că învățătoarea este foarte bună și copiii se simt foarte bine și se pregătiți bine, așa, directorul ascultă. Vine un grup de părinți, mai restrâns ca număr, după cum tot din ziar am citit, și spune, știți, uitați, așa se întâmplă acolo, 3-4 părinți, directorul ce să facă în condițiile acestea? Când s-a dus directorul la clasă, poate învățătoarea nu a mai ridicat tonul, nu s-a comportat frumos. Direct, și atunci, categoric, așa, directorul acel document de anchetă internă a școlii, rezulta faptul că această clasă ar fi fost și ar fi avut locația într-un alt corp de clădire și că de acolo directorul școlii n-ar fi auzit ce se întâmplă dincolo de ușile de clasă. Întrebarea este, directorul școlii trebuie să stea numai în cabinet sau trebuie să-i ajungă la ureche sau cum faci tu ca director de școală să știi totuși real ce se întâmplă în fiecare clasă? Sunt sigură că nu stă numai în cabinet pentru că școala Horia, nu putem generaliza lucruri sigur de acolo printr-un că... singur lucru. Eu am fost de multe ori la școala Horia, la grădiniță vorbesc în speță, în inspecții și am văzut că arată foarte bine, să le cu grupul, cel puțin arată foarte bine, deci... Cred că nu putem. Nu putem blama întreg sistemul sau din localitatea Horia, nici într-un caz. Nici într-un caz. Anumită și problema pornește, așa cum știm, din familie foarte bine. Dacă un grup masiv merge și îmi spune, stați puțin, că aici și lucrurile sunt bune. Și un grup masiv, da. Niculina, e suficient ca un părinte. Un copil să resimtă asta și atunci, pentru acel copil, pentru acel caz, noi trebuie să luăm atitudine. Da? Ok, e un copil problemă, e un copil cu autism, sigur, e un copil cu anumită deficiență. Să vedem noi, ca și școală, ca și comunitate, cum putem să ajutăm acea familie? Ce putem face pentru acel și copil? Cum ajuta? Putem ajuta și pe învățătoare, putem debloca? Nu? Asta spuneam. Cum am ajutat-o pe ea acum, sancționând-o cu 15% din salariu? Cum de am rezolvat da, cum noi rezolvat? Problema? Să ne punem ea poate bani. Nici nu a îndrăznit să meargă la acum, nici nu o cunosc, dar dacă ar fi discutat cu directoarea, asta trebuia să discute. Doamna directoare, sunt copii cu probleme, am nevoie de ajutor, sigur. Am nevoie de un consilier pentru părinții aceștia,
aceștia, deci chiar fără, un mediator, sigur, da, care să chiar fără copii, să discute cu părinții care, eu știu, sunt plecați, bunici, nu știu ce situație acolo, nu știu. Deci un consilier la părinți, un consilier pentru copii, cât de puțin, și lucrurile s-ar fi rezolvat altfel. Nu putem lăsa totul într-un cadru didactic care are atâtea multe lucruri de făcut. Dar nici atitudinea aceea este total împotriva normelor de comportament în clasă. Și cu un caz asemănător, să știți că m-am confruntat acum de o săptămână când a venit un părinte, are copilul la grădiniță, vine din Italia, deci iarăși o adaptare pentru copilul respectiv, la alt sistem de învățământ, sigur. Și la fel mama i s-a spus să ia copilul, să-l ducă la psiholog pentru că are o problemă, nu reușește să se adapteze. Cadrul didactic a filmat copilul respectiv ca să-i arate mamei cum se comportă în timpul orelor de curs. Aici a greșit cadrul didactic, el avea voie, n-are voie, se spune în statut. Normal că nu are voie, fără acordul părintelui. Și cum să... Nici cu acordul părintelui, și nici cu acordul părintelui nu faci astfel de gesturi, pentru că tu îl pui la zid pe copilul respectiv, îl faci din prima să se rușineze, să și se retragă. De colegi, pentru că față de colegi. Eu sunt altfel decât ceilalți. Sigur. Noi învățăm la școală toate lucrurile acestea, că criticile se aduc în particular și doar cuvintele de bine de face cu toată lumea. Da, dar din păcate nu le respectăm, nu le aplicăm. Mediatizarea aceasta a cazului a adus pe toate site-urile care au discutat chestiunea foarte multe comentarii. Ți le-aș înmâna, Monica, să citim câteva din ele și să și reușim împreună să le comentăm. Sunt... cine e Dorina? Că nu înțeleg. Sunt aceste persoane, persoane pe păi site care... Păi despre acest cetățean care se ascunde sub numele de Dorina că este partea unui plan de descreditare a învățământului local și a celui românesc. Vorbește de violența împotriva copiilor, când de fapt el își educă copiii prin violență și înregistrările audio-video... cu camera, nu înțeleg aici, că nu se da, vede foarte bine. Da, deci dotarea de tehnică pe copil. Părinții ce au copiii colegi cu fetița lui dezaprobă comportamentul acestui cetățean și îi cer să nu mai vorbească numele lor, să nu se mai folosească de copiii lor pentru a-și atinge scopul. Unii părinți au cerut cu vehemență să plece de unde a venit. Sim. Persoana care scrie comentarii sub acoperire un părinte, nu este altcineva decât fosta directoare a școlii din Horia, în prezent dască la școala numărul 11 din Roman, o veșnică nemulțumită a sistemului de învățământ românesc, sistem în care își câștigă existența. Haideți să comentăm un pic prima știre. Lipsa de toleranță pe care o avem față de ceilalți oameni. Și de înțelegere. Și de înțelegere și de acceptare. Și, bun, este o soluție ca acești părinți să-și ia de acum copilul ca pe un bagajel pe care îl poți muta dintr-un loc în altul și să-l duci? Nici într-un caz. Nu, pentru că nici nu se recomandă asta pentru copil, pentru dezvoltarea lui armonioasă. Și e clar că acolo s-a întâmplat ceva și din acest motiv părinții au avut curaj să riposteze, să acționeze. Se pare că acest conflict între familia respectivă și învățătoare dura... de cel puțin un an de zile. Învățătoarea este aceeași care a funcționat la clasa pregătitoare, se merge în continuare la clasa pregătitoare. Da, sigur că da, clasa pregătitoare e la școală. Deci e clar. Deci este aceeași învățătoare care în urmă cu un an de zile intrase în conflict cu această familie. Nu pot să înțeleg și n-am să înțeleg niciodată conflictul dintre învățătoare și părinte sau dintre educatoare și părinte. Putem face educație dacă noi suntem în conflict? Nici păi dovada că nici s-a ajuns să... Deci de asta spuneam că trebuie un pic de consilier în școală. Chemați părinții și chiar și învățătoarea ca să spună de acord asupra principiilor de care discutam cu Monica înainte de a intra în emisiune, tocmai despre formalismul cu care se dau acele avize psihologice. Da, aici este mai mult de discutat. Avizele acelea psihologice ar trebui făcute cu foarte mare grijă.
și nu cu formalism, pentru că este viața copilor. Ne gândim, poate spunem cuvinte mari, că este viitorul țării în joc? Nu. Să creștem niște copii care sunt agresivi în comportament, în vorbiri, în relațiile cu ceilalți? Eu cred că nu. Și aceste fapte pe care învățătoarea le-a făcut sunt reale. Deci ele există. Da, da, uite că le-a pus sub semnul întrebării pentru că și-a angajat avocat și însă și raportul comisiei interne pe care eu l-am studiat cu mare atenție vorbește despre o trucare a lor, despre scoaterea din context. Asta se poate foarte ușor verifica, nu spun problema. Da, este o expertiză tehnică. Tehnologie. Eu zic că tehnologia. Unde sunt psihologii în acest context? N-am auzit să se vorbească decât despre avocați. Unde sunt psihologii? Au fost ei solicitați să vină să evalueze, să stea de vorbă cu părinții, cu cadrul didactic, cu copilul, să evalueze starea lui emoțională. Și a învățătoarei și a părinților. Poate și părinții au devieri de comportament, nu știm sigur noi. Sigur că da, să da. Vezi unde este adevărul sigur. Și care este și cauza liant, tot a tot ceea ce se întâmplă acolo. Liantul care trebuie să se unească pe toți. E altceva mi se pare mai grav în tot acest context. Iată, acest scandal a izbucnit în urmă cu o lună. Ce s-a întâmplat în această lună cu acei copilași care trebuiau în continuare să-și desfășoare, să învețe la școală? Ce s-a întâmplat cu cadrul didactic? A mai putut el da randamentul respectiv? Cum și-a mai putut face datoria la catedră fiind în miezul acestui scandal imens? Asta mi se pare și mai grav și mai îngrijorător. Au nevoie de suportul acesta psihologic, suportul toți, emoțional. Toți cei implicați. Poate lucrurile să gestioneze, se sigur că da, mult mai bine situația, să învețe, să comunice într-un alt mod, mult mai eficient. Bun. Inspectorul general mi-a declarat dimineață că până în acest moment, conform regulamentului și legii învățământului, inspectoratul școlar n-a intervenit. În schimb, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al inspectoratului școlar, este pusă pe tapet această chestiune de la școala Sagna și de la școala Horia și iată că inspectoratul școlar vine cu o brigadă de control în școală. Este măsura managerială cea mai bună? Întrebarea nu este acest colectiv și didactic și de elevi și de părinți bulversat de însă situația respectivă, da. Mai vii tu inspectorat școlar cu că supui școala, instituția unui stres mult prea mare. Eu din punctul meu de vedere v-am spus vedeam rolul psihologului foarte important în toată această situație care să sprijine toate părțile implicate sigur, în acest conflict. Trebuie ajutor chiar dacă școala nu are psiholog sau consilier educativ sau da, să fie un învățător din sprijin, oraș, putea cineva chiar din partea inspectoratului un ajutor. Aici văd eu ajutorul, să fie iertată această opinie, dar aici văd ajutorul care să fie cineva ca un liant pentru cadrele didactice. Păi am fost presați, sunt oameni deosebiți acolo. Mm-hmm. Cunosc câteva persoane așa din mediul mai, să zic, mai apropiat mie, care sunt învățători foarte buni, profesori. Deci nu adică, trebuie să blamăm o școală pentru de acum ei așteaptă de la moment da. Să le intre în sala de clasă brigada de învățământ. Este această activitate de normare și control o formă de represiune? Nu cred că de represiune, dar vor să-și facă o părere asupra activității tuturor cadrelor didactice din școală. Nu se gândesc, că sunt sigur că nu activitate se care categoric într-un asemenea climat a avut de suferit. Acum o să vadă și puterea de concentrare a colegilor, că suntem ca în armată, deci și sub presiune, și sub... Într-o asemenea așa... situație, Monica, da. Într-o asemenea atare situație, ce restul de jur, facem abstract de clasa la care învățătoarea implicate categoric, acolo s-a dus peste cap totul, cel puțin pentru anul ăsta școlar, după opinia mea și experiența mea, ce se întâmplă cu cei din jur, ceilalți, celelalte cadre didactice, ceilalți părinți?
cred că toată lumea o să fie mult mai atentă asupra modului în care relaționează cu toți factorii implicați în acest proces educațional. Și nu numai cei de la școala de acolo, și nu numai cu această, eu știu, cu acest eveniment nefericit, să spunem, cred că au fost multe semnale de alarmă în atâtea școli, în atâtea grădinițe, ca didactici, care au lovit, care au făcut. Deci semnale de alarmă sunt destul de multe. Acum noi trebuie să mergem, Nicolina, pe holurile unei școli și să vedem ce se întâmplă. Da? Să vedem câte țipete și câte voci ridicate auzim venind de prin clasă, pentru că așa am învățat să ne raportăm la clasă copii, și la copii, din nefericire. Mie întâmplarea aceasta nefericită de la Horia mi-a dat un semnal clar că învățământul, ca toate sistemele din România, și sănătate, și cultură, și știu eu ce alt sistem să mai luăm, sunt pe o pantă descendentă de declin și s-a deschis deja o cutie a Pandorei. Conflicte între elevi, între ei, conflicte între părinți și dascăl. Elevi care agresează profesori. Dascălii între ei, câți dascăli n-au fost, era chiar un comentariu acolo, câți dascăli n-au fost umiliți de părinți, chiar de elevi. Loviți de copii, am văzut eu de elevi, da. Da. Ce se poate face în acest moment? Cine poate interveni? Cred că noi acum, zilele acestea, sau poate într-o perioadă și mai îndelungată, ne confruntăm cu un formalism. Totul merge foarte bine. Într-un consiliu de administrație sau profesoral, consider că acolo trebuie spus, și ca într-o familie, toate lucrurile care sunt bune, și scolate rufele, care murdare, sunt bune curate, și care sunt dezbătute, bune. Punctual. Da, când tu ai avut evaluări, ai avut, eu știu, brigăzi, varacip, tot felul de lucruri care s-au întâmplat într-o școală, haideți să ne așezăm la o masă, fără patimă, și să spunem, aici noi mai avem de lucru, nu spunem că noi am greșit, sau aici mai avem de lucru în această direcție. La mate avem de lucru în această direcție. La, eu știu ce obiect mai avem de lucru în această direcție. Și fără patimă, și fără ură, să spunem lucrurile pe nume, pentru că dacă toți spunem așa și aruncăm gunoiul sub preș, totul este foarte bine în școala noastră, în grădinița noastră, în liceul nostru, păi atunci lucrurile cum să se mai schimbi dacă totul este foarte bine? Și haideți să scoatem în evidență acele exemple pozitive. Sigur. Da? Să le subliniem. Cum cadru X reușește cu același număr de copii, da? Să aibă rezultate foarte frumoase și să-și apropie, climatul să fie unul foarte pozitiv. Nu? Cum a reușit el? Haideți să învățăm de acolo, să preluăm și noi modelul. Din păcate ne axăm numai când se întâmplă o astfel de nenorocire. Și nu mai vedem Dar și... Dar din orgoliu putem noi întreba un cadru didactic care are rezultate reușit, bune, chiar la un liceu, unde n-au intrat copiii cu 9 și cu 10, cunosc atâtea exemple. Dar care reușesc cu toții să trăiască în armonie. Și să creeze atmosferă plăcută pentru copii, să-i ducă în concursuri, să-i ducă în activități, să facă activități frumoase. Și copiii să vină la școală cu drag, de plăcere și să învețe, pentru că își doresc... E o dorință interioară a lor și nu de faptul că e ceva impus. Haideți să mai citim, că mai avem acolo câteva comentarii interesante, Monica. Da, spune perfectă dreptate, așa este, elevii au doar drepturi, obligații deloc. Sunt profund indignată că atunci când un cadru didactic este jignit, insultat, chiar bătut de un elev și din păcate au fost destule astfel de cazuri, presa nu a mai făcut atâta tam-tam, nu a luat atitudine, elevul nu a pătit nimic, doar a scăderea notei la purtare, rușine să vă fie că nu luați apărarea și cadrelor didactice. Este cazul să luăm apărarea cadrelor didactice? Mai avem 3 minute, trebuie să vedem. Da, trebuie să luăm apărarea cadrelor didactice în sensul acela despre care am vorbit noi, că trebuie ajutați. Este foarte greu, e adevărat, trebuie ajutați
cu această consiliere. Fără lucrurile deci acestea... am făcut o școală cu elevii, facem o școală cu părinții și acum facem o școală cu cadrele didactice, asta sigur, sugerați? Sigur. Consilierii educaționali în școală. Cursuri în sensul acesta, care să fie, să aibă acces gratuit. Și un consilier educativ, un psiholog, periodic, într-o școală, unde să fie adunați toți, ca într-o familie. Discutăm deschis, uitați, eu nu mă pot descurca în relaționarea cu un copil. Ce trebuie să fac eu ca să nu ajung să jignesc un copil sau... Nu sunt lucruri de rușine. Așa trebuie să procedăm ca să trebuie putem... Trebuie să acceptăm neputințele noastre. Și trebuie să apelăm la sprijin specializat în sensul acesta. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și trebuie să concluzionăm. Voi vedeți evenimentul acesta de la Școala Horia ca pe un puternic semnal de alarmă la ceea ce se întâmplă în școala românească. Credeți că odată cu el se vor rezolva toate tarele sistemului sau din potrivă lucrurile vor merge, se va uita ca tot ce se uite și lucrurile vor merge așa mai departe? Cu siguranță că se vor uita, se vor aplana, dar pentru cei care sunt în măsură să poată ajuta școala, îi rugăm din suflet și cu mare drag apelăm la dumnealor să ajute școala românească, pentru că sunt oameni buni care lucrează în școala românească, ca dovadă atâția copii care au rezultate foarte bune și ajutorul ar fi nu numai un diplome, nu știu de care, date copiilor și cadrelor didactice și ajutorul acela care constă în ajutor de specialitate. Că de asta sunt psihologi, consilieri educaționali, pentru ca să fie ajutată școala românească. Facem un apel disperat inspectoratul școlar, autorităților locale, consiliilor de administrație din școli, să apeleze la acești specialiști. Care este eficiența comandoului de inspector școlar care va descinde în această școală în care lucrurile au luat o razna? Bonica, și cu asta după aia concluzionăm. Eu, sincer, nu sunt la curent cu ce responsabilități are inspectoratul în acest sens. V-am exprimat punctul meu de vedere. Văd foarte eficientă intervenția unui psiholog acolo să-i ajute să înțeleagă punctele de vedere ale tuturor părților implicate în acest conflict, să medieze această situație și să învețe un nou model de a se comporta, de a comunica unii cu ceilalți. Nu e o soluție nici să-i luăm nu știu cât la sută din salariul omului respectiv, nici să, ca părintele să-și ia copilul să-l mute în altă parte. Trebuie să vedem cu resursele de acolo, cum le putem gestiona astfel încât situația să meargă în sensul cel bun. Este o soluție. Au nevoie de ajutor toți. Toate părțile implicate au nevoie de ajutor. Și nu, dacă eu cunosc persoane la inspectoratul școlar, nu cred că vin ca niște sperietori. Mi-ar plăcea să cred că vor aduna oamenii din școală și vor discuta sau vor pune pe tapet toate problemele pe care le au și poate în acest fel vor fi ajutați. Sigur, vor găsi soluția. Îmi place să cred în asta. Școală. Acest conflict se va termina sau el se va muta imediat în instanță? Că eu așa parcă văd că se va muta în instanță. Haide să nu mai găsim vinovați, doamna Flora, că întotdeauna arătăm cu degetul spre unul și spre celălalt. Să ne așezăm cu toții la masă și să vedem ce e de făcut. Ce punctual, putem face în cazul respectiv, cum putem să ajutăm fiecare parte astfel încât ei să conlucreze, să ajungă să colaboreze. Că altfel timpul trece în defavoarea copiilor, ceea ce este foarte dureros. Și cadrul didactic este stresat și nu mai poate să dea randament la clasă. Părinții la fel sunt împărțiți în două tabere și conflictul se accentuează și chiar nu este o soluție. Este compromis în opinia voastră anul școlar la această clasă unde a izbucnit un asemenea scandal? Nu mai pot remedia situațiile pentru că e un cadru didactic care lucrează de mulți ani și la noi poate interveni autocontrolul, eu știu, să mai pot rezolva problemele, dar nu trebuie să mai dureze acest conflict, nu mai trebuie instanță, nu mai trebuie, nu trebuie ajutor specializat tuturor părților implicate în conflict. Dragile mele, fără pretenția de a fi epuizat subiectul, el rămâne unul deschis. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru profesionalismul cu care v-ați exprimat opiniile față de acest lucru. Dumneavoastră, stimați spectatori, vă mulțumesc pentru interesul care ne-ați urmărit și rămâneți în continuare pe Roman 24.